GRSP, pe de altă parte, este o organizație foarte dinamică pe care eu o admir pentru curajul și intensitatea cu care membrii acestei organizații se implică în problemele României, de acolo, din lume de unde sunt ei. Iar proiectul România 2020 este foarte important, iar elementul cel mai important din acest proiect trebuie să fie educația. Fără să investim cu adevărat în educație, România anului 2020 s-ar putea să fie o realitate foarte tristă. Tema de astăzi, competitivitatea tinerilor români pe piața muncii, este de asemenea una sensibilă, pentru că sistemul educațional românesc pune mult accent pe teorie și mai puțin pe practică. Și de aceea este important să vorbim cu studenții și să le spunem care sunt lucrurile pe care le pot face chiar din timpul facultății pentru a-și crește competitivitatea pe piața muncii atunci când își vor dori să se angajeze. De aceea, felicitări GRSP pentru această temă, pentru această conferință, și la următoarea conferință mi-aș dori ca mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației să vină, să fie prezenți fizic la acest eveniment pentru a-și arăta cu adevărat susținerea, nu numai declarativ.